Consilierul județean Dan Cușnir a atras atenția că maxi-taximetrele care tranzitează municipiul Suceava, în baza licențelor eliberate de Consiliul Județean, piratează transportul public și afectează bugetul primăriei Suceava. S-a întâmplat în ședința ordinară din luna septembrie. Atunci, președintele Gheorghe Flutur a cerut ca membrii Comisiei de Buget Finanțe din Consiliul Județean să verifice transportatorii. După o lună de verificări, președintele Comisiei, Ioan Bădeliță, a prezentat raportul Comisiei în ședința Consiliului Județean, din care reiese că maxi-taximetrele au voie să oprească în toate stațiile din Suceava și că angajații Consiliului Județean nu au motive să le retragă licențele. Ce privește cealaltă interpelare cu privire la faptul că aceste licențe au fost primite și au primit aprobarea ca mașinile operatorilor să oprească în toate stațiile și în felul acesta prejudicii inclusiv bugetului local a primăriei municipiului Suceava, vreau să vă aduc la cunoștință, aveți și în material, că această problemă a fost tranșată tot prin hotărârea Consiliului Județean din 30 martie 2017, în care la obiecția primăriei că n-ar trebui 2007, că n-ar trebui să oprească mașini din toate stațiile, Consiliul Județean vine pe baza legii și spune că au dreptul toate mașinile să oprească în toate stațiile de pe rada municipiului Suceava. Lucrul acesta a fost, să zicem, așa, în calcul și de instanță, pentru că primăria, când a intervenit și a amendat operatorii care opreau în toate stațiile, aceste procese verbale de contravenție au fost anulate. Totuși, autoritatea locală trebuie să verifice săptămânal sau lunar, nu odată la 2 ani de ori presei, dacă se respectă traseul. Dacă traseul este respectat în proporție de sub 95%, se poate suspenda licența. Adică operatorul care trebuie să meargă până la 3 mobile și se întoarce la capul celor, nu respectă 95% din traseu. Deci, domnule Bădeliță, există toate motivele legale pentru a fi suspendat licența. De asemenea, autoritatea locală trebuie să verifice dacă se eliberează bilete, dacă vehiculele sunt supraîncărcate și dacă permit cabotajul. Adică dacă urcă și coboară persoane în cadrul aceleiași localități. Din păcate, acest raport este făcut din birou, nu va duce la îmbunătățirea stării ilegale în care ne aflăm. Aceasta este cafeana în care cădem dacă facem comisii care se facă rapoarte din birou. Am verificat situația pe teren. Am fost și singur pe unele trasee și însoțit un consilier local pe alte trasee. La 3 mobile, mitoc, sunt filiei, licovens, sunt filiei nouă. Am zeci de fotografii și de registrări. Situația este foarte apropiată de nivelul anului 2004, când Suceava era plină de maxi-taxi care trebuiau să producă 100 de euro pe zi pentru proprietar, restul rămânând șoferului. Sunt foarte bine organizați, organizare specifică celor care funcționează în afara legii. Nu se emite bilet, nu se emite bilete, șoferii nici măcar nu au habar că sunt cursă intrajudețeană și că nu au dreptul să facă cabotaj. Realitatea este că noi, în momentul de față, nu putem face nimic. Pentru că noi, Consiliul Județean, am dat niște hotărâri și nu noi, nu cei din treabă. Asta este realitatea, dacă vreți să fim. N-am făcut caz de lucrul ăsta. Dar uitați-vă că hotărârile din 2007. Nu numim acum, nu-i drept, nu-i corect, să spunem că Hașovski face nu știu ce. Dar cei din comisie, de la primărie, împreună cu domnul Hașovski, nu uitați, am dat contravenții. Am mers să oprim și am luat la loc de ce opresc în stație. Am instanța, ne-au anulat acele procese verbale. Dumneavoastră, Consiliul Județean, sunteți vinovați că ați spus negru pe alb. Mijloacele de transport care tranzitează localitățile urbane și rurale vor putea folosi toate stațiile de oprire din localitățile respective. Așa spune hotărârea Consiliului Județean din 30 martie 2007. Apoi, deci licențele sunt date, deși eu am pus aici și aveți aici la punctul 2 un mare semn de întrebare. De ce nu luați licența pe 2 ani de zile în 2013, conform legii? De ce tot pe 74 de luni? De ce tot dat? Asta deci nici nu am ridicat problemele astea și acum dumneavoastră să-mi spun
am făcut-o așa să mă aflu treabă. Nu, chiar a fost interesat, chiar a mers pe teren. Anul acesta, Consiliul Local Suceava a hotărât să nu mai prelungească licențele de transport public pentru firmele private. Așadar, transportul public poate fi asigurat doar de TPL, cel puțin teoretic, pentru că, în realitate, maxi-taximetrele care tranzitează orașul în baza licențelor de transport eliberate de Consiliul Județean opresc în toate stațiile de autobuz și transportă călători. În plus, unii dintre șoferi nici nu eliberează bilete și nici nu respectă traseele prevăzute în licențele de la Consiliul Județean.